Dan Mocanu a făcut un anunț îngrijorător pe contul de Instagram. Atât el, cât și Jador, sunt suspecți de coronavirus. Bogdan Mocanu ar fi suspect de coronavirus, după ce a intrat în contact cu Jador, care la rândul lui a intrat în contact cu un membru din formația lui, care a fost depistat pozitiv cu nemilosul virus. Mocanu a povestit tot pe contul lui de socializare, acolo unde a spus și că Jador este foarte îngrijorat. Un membru din formația lui Jador, testat pozitiv. Panică pentru artist până în momentul de față. Însă, cei doi nu știu dacă s-au infectat sau nu cu COVID-19. Cert este că ambii sunt panicați de situația în care se află. Iar asta pentru că Jador a petrecut timp alături de băiatul infectat, iar asta nu e de mirare, având în vedere că au muncit împreună. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cum facem în condițiile în care 2 zile am stat aproape non-stop cu el? Mă sună Jador să-mi spună că un băiat de la el din formație a fost testat pozitiv cu coronavirus. Și a început să-mi spună simptomele pe care le are. Era foarte îngrijorat. De unde să se prindă COVID-ul de noi? A spus Bogdan Mocanu pe Instagram. Bogdan Mocanu și Jador au devenit prieteni foarte buni odată cu participarea la Puterea Dragostei și cu toate că de-a lungul timpului au existat mici conflicte între cei doi artiști. Se pare că nimic nu le-a distrus relația de amiciție pe care au format-o în Turcia. Din contră, ei au devenit mult mai apropiați după scandalul dintre Andra Bolos și Bogdan Mocanu, deci toți credeau că prietenia lor se va rupe după acuzațiile care i s-au adus lui Jador acum câteva luni.